Bine v-am regăsit! Azi ne întâlnim din nou cu mecanica. Să vedem întâi răspunsul la întrebarea de data trecută, întrebare care era legată de traversarea Atlanticului. Am spus că în fiecare zi, de multă vreme, pleacă din portul franțuzesc Le Havre câte un vapor spre New York și în fiecare zi pleacă spre New York, spre Le Havre, de asemenea un vapor. Iar aceste vapoare traversează Atlanticul în 7 zile. Și întrebarea era dacă ne îmbarcăm pe un vapor care pleacă din Le Havre, cu câte vapoare care vin dinspre America ne întâlnim pe drum. Sunt convins că unii știu răspunsul, dar vreau să-i surprind pe ceilalți. Așa că voi spune întâi răspunsul. Mă voi întâlni pe drum cu 14 vapoare. Și pentru cei care acum se întreabă de unde atâtea vapoare, am făcut un desen ca să înțelegem mai ușor. În ziua în care plec din Le Havre, sunt deja pe drum 7 vapoare. Unul care a plecat acum 6 zile, unul care a plecat acum 5 zile, unul care a plecat acum 4 zile, acum 3 zile, acum 2 zile, acum 1 zi și unul care pleacă astăzi, în ziua în care plec și eu din Le Havre. El pleacă din New York, evident. Aceste vapoare sunt pe drum. Deci, în mod evident, mă voi întâlni cu ele în timpul traversării oceanului. Dar în cele 7 zile cât durează traversarea Atlanticului, mai pleacă încă 7 vapoare. Unul pleacă mâine, unul poi mâine, unul peste 3 zile, peste 4 zile, peste 5 zile, peste 6 zile și unul peste 7 zile când ajung eu acolo. În ziua în care ajung, pleacă un vapor și ne-am înțeles data trecută că îl numărăm și pe ăsta. Deci mă voi întâlni în total cu 7 care sunt pe drum, plus 7 care pleacă în cele 7 zile în care mă deplasez eu spre New York. Un alt mod de a găsi acest număr de 14 vapoare este acela în care folosim o noțiune foarte importantă din fizică, care apare în foarte multe fenomene, inclusiv în efectul Doppler, și anume viteza relativă. Dacă eu aș sta în mijlocul Atlanticului, într-o barcă, da, de ce într-o barcă? Într-un iaht, ne permitem, nu? Și aș sta să urmăresc vapoarele care trec dinspre America spre Europa, aș vedea că trece câte unul pe zi. Câte unul pe zi pleacă și câte unul pe zi trece pe lângă mine. Dar dacă aș începe să mă deplasez și eu spre America cu aceeași viteză față de apă cu care se deplasează vapoarele care vin dinspre America față de apă, atunci viteza mea față de șirul de vapoare care vine dinspre America va fi dublă față de viteza mea față de apă. Ceea ce înseamnă că nu mă voi întâlni cu câte un vapor din 24 în 24 de ore, ci din 12 în 12 ore. Deci răspunsul este că mă voi întâlni cu 14 vapoare și anume mă voi întâlni cu 2 vapoare pe zi, din 12 în 12 ore. Și acum să vedem rezolvarea problemei de data trecută. Problema era despre un corp cu masa M mare 2 kg, care se poate mișca pe un plan înclinat cu unghiul alfa egal cu 30 de grade. El este legat cu un fir inextensibil, trecut peste un scripete din vârful planului înclinat, de un corp cu masa M mic, care atârnă de capătul celălalt al firului. Coeficientul de frecare dintre corpul de pe planul înclinat și plan este mu egal cu 0,5 și întrebarea era între ce limite trebuie să fie cuprinsă masa M mic pentru ca cele două corpuri să fie în repaus. Aici puteți vedea rezolvarea problemei. În figura 1 sunt desenate forțele care acționează asupra corpului de pe planul înclinat când suntem la limita maximă pentru masa care atârnă, ceea ce înseamnă că în acest caz corpul de pe planul înclinat are tendința de a urca, este gata să urce, iar forța de frecare este orientată spre baza planului înclinat, o vedeți desenată cu roșu. Iar în figura 2 sunt desenate forțele care acționează asupra corpului de pe planul înclinat la limita minimă pentru masa care atârnă, masa M mic,
În acest caz, corpul de pe planul înclinat este gata să coboare, are tendința de a coborî, ceea ce înseamnă că forța de frecare este acum orientată spre vârful planului înclinat și o puteți din nou vedea desenată cu roșu. Puteți vedea ecuațiile principiului fundamental scrise pentru cele două cazuri și rezolvarea problemei până la sfârșit. Masele extreme sunt masa maximă aproximativ 1,52 kg, iar masa minimă aproximativ 0,48 kg. Rezultatele ne arată că dacă corpul care atârnă la capătul firului are masa mai mică decât 0,48 kg, corpul de pe planul înclinat va începe să alunece spre baza planului înclinat, adică în jos. În schimb, dacă masa corpului care atârnă este mai mare decât 1,52 kg, atunci corpul de pe planul înclinat va începe să urce spre vârful planului înclinat. Dacă masa corpului care atârnă este cuprinsă între aceste două valori, atunci avem echilibru. Să vedem acum întrebarea de azi. Întrebarea de azi este vorba despre un avion care zboară de la un oraș, să zicem orașul A, până la orașul B, dar nu aterizează în orașul B, lasă doar cu parașuta să cadă ceva și se întoarce în orașul A. Adică face o călătorie dus-întors de la orașul A la orașul B. Să zicem că această călătorie durează în total 2 ore, într-o zi în care nu bate vântul. O oră la dus, o oră la întors. Dar dacă într-o altă zi bate vântul, bate vânt tot timpul zborului dinspre orașul A spre orașul B. Oare în cazul acesta călătoria durează tot 2 ore, durează mai mult sau durează mai puțin? Aceasta este întrebarea la care vă rog să vă gândiți pentru data viitoare. Să vedem întâi textul problemei. Câți cai putere trebuie să aibă motorul unui automobil cu masa de 1200 kg pentru a accelera în 10 secunde la pornirea de pe loc până la viteza de 108 km pe oră, dacă 30% din puterea motorului se pierde prin frecări? Problema mai spune că un cal putere este aproximativ 735,5 W. Automobilul are deci masa de 1200 de kg și vrem ca în 10 secunde să ajungă la viteza de 108 km pe oră. Știm că 30% din puterea motorului se pierde prin frecări. Frecări în interiorul motorului, în lanțul de transmisie, de la motor la roți, între roți și asfalt, între automobil și aer, tot felul de frecări. Pentru că problema întreabă câți cai putere trebuie să aibă motorul, trebuie să știm relația de transformare dintre calul putere și watt, care este cea pe care o vedeți aici. Un cal putere este aproximativ egal cu 735,5 W. Și vrem să știm ce putere trebuie să aibă motorul acestui automobil pentru ca să putem ajunge la 108 km pe oră în 10 secunde plecând din repaus în condițiile descrise de problemă. Întâi, puterea este raportul dintre lucrul mecanic efectuat, în cazul nostru de motorul automobilului, și timpul în care se efectuează acel lucru mecanic. Lucrul mecanic util în cazul nostru este cel de accelerare a automobilului. Asta vrem, să accelerăm automobilul, să atingem o anumită viteză, ceea ce înseamnă că îl putem calcula din teorema variației energiei cinetice. Deci lucrul mecanic util este
delta energie cinetică este energia cinetică a automobilului când a atins viteza de 108 km pe oră, care, dacă o transformăm în metri pe secundă, o să vedem că este 30 de metri pe secundă. Și diferența dintre această energie cinetică și energia cinetică inițială, care e zero, pentru că automobilul pleacă din repaus. Și atunci, lucru mecanic util este energia cinetică a automobilului atunci când a atins viteza de 30 de metri pe secundă, adică este masa ori viteza la pătrat supra 2. Noi aici avem un randament, deoarece o parte din putere se pierde, înseamnă că avem un randament. Randamentul este raportul dintre puterea utilă și puterea totală. În cazul nostru, randamentul are valoarea de 0,7 sau 70%. De ce? Pentru că 30% din putere se pierde prin frecări, ceea ce înseamnă că 70% rămâne disponibilă ca să facă ceea ce vrem noi, adică în cazul ăsta să accelereze automobilul. Și atunci puterea totală, care ne interesează pe noi, va fi, din expresia randamentului, raportul dintre puterea utilă și randament. Rezultă această formulă din expresia randamentului. Dar puterea utilă este lucru mecanic util împărțit la delta T. Deci înseamnă că putem scrie lucru mecanic util supra randamentul înmulțit cu delta T. Aceasta este puterea totală. Iar lucru mecanic util se poate calcula, așa cum am arătat, din teorema variației energiei cinetice. Ceea ce înseamnă că în final avem formula, puterea totală este masa ori viteza la pătrat supra de 2 ori randamentul înmulțit cu delta T. Dacă facem aceste calcule, vom găsi că puterea totală exprimată în kilowați este de aproximativ 77 de kilowați. Și acum, dacă folosim relația de transformare dintre calul putere și watt, atunci o să găsim că puterea care ne interesează pe noi, puterea totală exprimată în cai putere, este aproximativ 105 cai putere. Și acesta este răspunsul problemei noastre. Și acum să vedem problema pe care vă rog să încercați să o rezolvați pentru data viitoare. În ultima parte a materialului de azi, vreau să discutăm câteva lucruri despre graficele pe care le folosim în cinematică. Și aceasta pentru că știu din experiență că apar unele confuzii atunci când trebuie să interpretăm date din grafice și apar unele dificultăți atunci când trebuie să extragem niște date din grafice ca să rezolvăm unele probleme. Există, bineînțeles, mai multe tipuri de grafice, dar cele cu care ne întâlnim cel mai des sunt cele pe care le numim grafice ale mișcării. Ele se numesc așa pentru că reprezentăm, de fapt, legea de mișcare. Legea de mișcare este o funcție de timp care ne exprimă valoarea unei coordonate. De pildă, x se poate scrie ca o funcție de timp și aceasta este legea de mișcare de-a lungul axei X, pe care o putem reprezenta grafic.
Sigur că dacă avem o mișcare în plan, curbilinie în plan, atunci vom avea nevoie și de coordonata Y și atunci vom avea încă o lege de mișcare. Y va fi, să zicem, F' de T. Iar dacă avem o mișcare curbilinie în spațiu, atunci vom avea și a treia coordonată Z și vom avea a treia lege de mișcare, să zicem, F secund de T. Caz în care, pentru a descrie grafic complet mișcarea, vom avea nevoie de trei grafice. În afară de legea de mișcare, mai poate fi reprezentată grafic și variația vitezei în funcție de timp sau variația accelerației în funcție de timp. De obicei, pe abscisă avem reprezentat timpul. Și acum prima observație. Nu există absolut nicio legătură între forma graficului și forma traiectoriei. De pildă, graficul pe care îl vedeți acum are o formă destul de complicată, dar reprezintă o mișcare rectilinie. De unde știu? Pentru că am o singură coordonată. Dacă acest grafic reprezintă complet, descrie complet mișcarea mobilului, înseamnă că există o singură coordonată. E nevoie de o singură coordonată, ceea ce înseamnă că mișcarea este rectilinie. Deci, nu trebuie confundată forma graficului cu forma traiectoriei, pentru că între cele două nu există nicio legătură. A doua observație. Fiecare punct de pe grafic reprezintă o pereche moment coordonată. Deci, un punct, să zicem P, înseamnă un anumit moment și o anumită coordonată, înseamnă, de fapt, valoarea coordonatei X la momentul T. De pildă, pe graficul afișat acum, pe care îl puteți vedea, avem un punct roșu care are T egal cu 2, valoarea lui T este 2 secunde, iar valoarea lui X este 5 metri. Ceea ce înseamnă, încă o dată spun, că la momentul T egal cu 2 secunde, coordonata este 5 metri. Dacă înțelegem acest lucru, atunci devine posibil să calculăm cu ajutorul graficului tot felul de lucruri. Mărimi fizice, cum ar fi durata, deplasarea, viteza medie, pentru că dacă mi-aleg două puncte de pe grafic, punctul P1 caracterizat de momentul T1 și coordonata X1 și punctul P2 caracterizat de momentul T2 și coordonata X2, atunci deplasarea o pot calcula imediat făcând diferența X2 minus X1. Asta înseamnă deplasare, variația coordonatei. Durata o pot calcula făcând diferența T2 minus T1. Dar dacă pot calcula atât deplasarea cât și durata, pot calcula, de fapt, viteza medie. Și viteza medie va fi, în acest caz, X2 minus X1 supra T2 minus T1. Pentru că viteza medie, după cum știm, este delta X supra delta T. Ce altceva putem calcula sau măsura cu ajutorul graficului? Foarte multe lucruri. De exemplu, în graficul pe care îl vedeți, s-ar putea pune întrebarea la ce distanță maximă a ajuns mobilul de origine. Păi, distanța maximă este dată de valoarea cea mai mare pe care a luat-o X. Și dacă ne uităm pe grafic, vedem că valoarea cea mai mare pe care a luat-o X este 9 metri. Deci mobilul a ajuns la distanța cea mai mare 9 metri de origine. Sau ce mai putem calcula? Putem observa anumite lucruri. De pildă, am putea fi întrebați, a existat un interval de timp din mișcarea reprezentată, în mișcarea reprezentată pe grafic, în care mobilul a fost în repaus? Ce înseamnă repaus? Repaus înseamnă că nu se schimbă coordonata. Dacă la un anumit moment coordonata are valoarea X și la momentul următor are tot valoarea X, și în momentul următor are tot valoarea X,
înseamnă că mobilul s-a oprit, este în repaus. Ei, dacă vă uitați pe grafic, noi avem așa ceva, de la momentul T egal cu 2 secunde până la momentul T egal cu 4 secunde, coordonata X a rămas tot timpul 5 metri. Deci putem spune că mobilul s-a oprit la 5 metri de origine și a stat acolo 2 secunde. Pe urmă a pornit și a mers mai departe. Deci toate astea se pot citi de pe graficul mișcării. Așa cum am spus, mai putem avea și alte reprezentări grafice, de pildă viteza, funcție de timp. Am pregătit aici o întrebare legată de astfel de grafice. Care dintre graficele de mai sus reprezintă o mișcare uniform variată? Într-o mișcare uniform variată avem o relație de dependență liniară între viteză și timp. De exemplu, dacă accelerația e pozitivă, viteza crește proporțional cu timpul. Asta înseamnă că ceea ce căutăm noi trebuie să fie ca reprezentare grafică un segment de dreaptă. Deci ar putea să fie doar graficul 1, 3 sau 5. Să începem de la dreapta spre stânga ca să fie mai interesant. Graficul 5 nu este o mișcare uniform variată pentru că se poate vedea foarte ușor că viteza e constantă. Ceea ce înseamnă că mișcarea este uniformă. Graficul 5 cade. Graficul 3 este un grafic imposibil. De ce? Pentru că dacă ne uităm la graficul 3, vedem că există un anumit moment în care mobilul nostru are tot felul de viteze. Are și această viteză, să-i spunem V1, are și această viteză, să-i spunem V2, are și această viteză, să-i spunem V3 și așa mai departe. Ceea ce este imposibil. Un mobil nu poate să aibă, la un moment dat, mai multe viteze. La un moment dat poate să aibă o singură viteză. Înseamnă că răspunsul corect trebuie să fie graficul 1, graficul din stânga, și așa este. Acolo avem o mișcare uniform variată, dar cu accelerație negativă, pentru că viteza scade. Și în final, pentru că am văzut un grafic imposibil, fizic imposibil, vă propun să mai vedem două întrebări legate de astfel de grafice imposibile. Prima, care dintre graficele de mai sus nu poate reprezenta variația vitezei unui mobil în timp? Graficul întâi reprezintă, știm deja, o mișcare uniform încetinită. În graficul 2 avem o mișcare uniformă, viteza e constantă în timp. În graficul 3 viteza scade, dar nu scade liniar cu timpul. Accelerația nu e constantă. În graficul 4, viteza crește, dar nu crește liniar cu timpul. Accelerația nu e constantă. Dar în graficul 5 avem următoarea situație. Viteza, reprezentată în funcție de timp, avem această curbă, ceea ce înseamnă că există momente, de exemplu momentul T1, în care viteza are două valori, atât viteza V1 cât și viteza V2. Ceea ce știm deja că este imposibil. La un moment dat, un mobil nu poate să aibă două viteze diferite. Deci, graficul 5 nu este un grafic fizic posibil. Următoarea întrebare, care dintre graficele de mai sus nu poate reprezenta mișcarea unui mobil? Dacă ne uităm cu atenție, o să vedeți că avem o problemă asemănătoare cu cea din întrebarea anterioară, și anume avem aici coordonata X în funcție de timp și avem din nou această formă, ceea ce înseamnă din nou că la un anumit moment există mai multe astfel de momente, cum ar fi momentul T1, pentru care avem două valori pentru coordonata X. X1, respectiv X2. Două valori la același moment ar însemna, două valori ale coordonatei, ar însemna că există momente în care mobilul nostru se găsește în două locuri. Ceea ce, din nou, este fizic imposibil. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!